Ai depășit regulamentar? Câți oameni aveai în mașină? Șoferul vinovat este din județul Gorj. El a luat în mașină alți trei prieteni în această dimineață și au plecat împreună să se înscrie la o facultate din Timișoara. Nu au mai ajuns însă la destinație, deoarece pe drumul național 6, în dreptul viaductului Bahna, șoferul a intrat în depășire. Mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu alta care circula din sens opus. Mai multe ambulanțe și echipajul de la descarcerare au fost solicitate la locul accidentului. Am acordat primul ajutor, am făcut triajul și am asigurat măsurile PSI. Accidentul s-a produs pe fondul unei manevre de depășire neregulamentară. În urma accidentului a rezultat rănirea a 9 persoane. 9 victime au fost transportate la spital cu răni multiple, fracturi și traumatisme. Sunt victime cu multiple traume, traumatisme craniene, deschise, închise, cu fracturi, contuzii, cu hematoame. Li s-a acordat primul ajutor și au fost evaluați la locul accidentului. În urma accidentului, traficul a fost blocat pe DN6 aproape 2 ore. Ulterior, autoturismele au fost scoase în afara carosabilului și circulația s-a reluat.